Bună seara, doamnelor, domnilor! Sunt Elena Guțu, urmăriți o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. În era digitală, educația și dezvoltarea creativității nu pot fi realizate fără folosirea tehnologiilor informaționale. În contextul reformării sistemului educațional, în Republica Moldova a fost deschis Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului. Astfel, orele de geografie, de exemplu, pot deveni mult mai interesante datorită ochelarilor cu realitate virtuală sau lecțiile de biologie pot fi captivante datorită microscopelor digitale. Aceste practici vor fi implementate în alte 20 de instituții de învățământ din țară. Despre necesitatea utilizării modelelor digitale în sistemul educațional și oportunitățile oferite elevilor, dar și profesorilor din Republica Moldova, discutăm în cadrul emisiunii de astăzi. În era digitală, educația și dezvoltarea creativității nu pot fi realizate fără folosirea tehnologiilor informaționale. În contextul reformării sistemului educațional, în Republica Moldova a fost deschis Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului. Cu sloganul Învățăm altfel, proiectul are drept scop crearea condițiilor favorabile pentru transformarea educației. Beneficiarii au parte de un spațiu de învățare deschis și inspirațional, iar procesul de învățare este centrat pe elev. Astfel, cu utilizarea gadgeturilor, lecțiile sunt mai interesante și captivante pentru elevi. Tehnologiile propuse în proiectul Clasa Viitorului sunt foarte diverse, sunt diferite seturi de robotică, sunt drone programabile, sunt circuite electrice, ochelare de realitate virtuală, microscopuri digitale. Echipamentele pot fi implementate la foarte multe discipline și astfel se pot face proiecte interesante copiilor și conectate mai bine la viața reală. Clasele viitorului sunt spații de învățare moderne, flexibile și interactive, cu mobilier modular, echipamente digitalizate, zone de recreere unde elevii se simt liberi să creeze. La început a fost un pic mai dificil, dar au acceptat și mergem în pas cu schimbarea. Elevii noștri spun că de mult trebuia să vină în instituție așa o clasă a viitorului. Lecțiile cu aceste dispozitive au devenit mult mai interactive, mai dinamice. Copiii sunt mai motivați pentru învățare, vin la lecții mai pregătiți. În cadrul clasei viitorului am primit mai multe echipamente și diferite seturi de roboți care ne-am început să experimentăm și să facem diferite proiecte interesante. Lucrând la aceste proiecte, eu am învățat foarte multe lucruri din domeniul chimiei, fizicii și alte științe reale. Datorită gadgeturilor de ultimă generație, lecțiile sunt interactive și mult mai interesante pentru elevi. Tehnologiile propuse în proiectul Clasa Viitorului sunt foarte diverse, sunt diferite seturi de robotică, sunt drone programabile, sunt circuite electrice, ochelare de realitate virtuală, microscopuri digitale. Echipamentele pot fi implementate la foarte multe discipline și astfel se pot face proiecte interesante copiilor și conectate mai bine la viața reală. Recent, încă 20 de instituții de învățământ din țară au fost selectate pentru a învăța altfel și a transforma sălile de studii în clasa viitorului. Noi aici avem reprezentanța celor 20 de licee care au fost selectate pentru implementarea proiectului Clasa Viitorului, începând cu anul de studiu 2019-2020. Acestea sunt licee prăștiate în toată Moldova, cel mai de la nord, de la Ocnița, la sud, la Cahul, iar profesorii din primele instituții pilot conectate la acest proiect acum sunt pe post de formatori. Liceele au fost selectate prin concurs deschis, care a fost anunțat la începutul lunii iulie, iar experți din domeniu, împreună cu reprezentanții Ministerului Educației, au ales pe cei mai buni și cei mai capabili și cei mai activi, pentru că ne-am uitat și pe participările în proiecte anterioare, fapt care dovedește o motivație aparte a lor să facă o schimbare și să aducă ceva nou, ceva bun pentru copii. Harta instituțiilor de învățământ participante în proiect a fost extinsă de la Ocnița până la Cahul. Ne mândrim, ne-a spus de mult că Liceul Teoretic Măcădăcești participă în acest proiect ce prevede implementarea tehnologiilor informaționale în educație. S-a mărit foarte mult spectrul acelor lucrări practice și de laborator pe care le putem de acum realiza cu ajutorul acestor utilaje. În al doilea rând, s-a mișorat timpul de realizare a lucrărilor. Anul trecut, în
această clasă, nu erau toate aceste tehnologii, evident că era puțin mai complicată de studiat anumite materii. Ceea ce am făcut până acum a constat în exerciții de imaginație. Acum avem posibilitatea să vedem și să înțelegem. Profesorii și-au adaptat metoda de lucru, având toate televizoarele, având tabla interactivă, lucrurile devin mult mai interesante și mai reale. A început așa, ca și oricare noutate, știți cum, mai, așa, mai cu multe semne de întrebare, dar cum eu, dar nu o să însușească, dar nu o să fie, dar toate provocările au fost trecute cu brio, acum toți sunt impresionați. Vreau să încurajez pe fiecare dintre colegii noștri din alte instituții să implementeze acest proiect în instituțiile unde sunt, pentru că va fi doar în beneficiul lor. Este o idee foarte frumoasă și școala în principiu este deschisă pentru orice inovație tehnică și tehnologică, pentru că noi trăim alte timpuri care sunt mereu în schimbare. Copiii au acces la noile tehnologii și evident că școala trebuie să fie prima care să implementeze orice este nou pe această filieră. Pentru mine, Clasa Viitorului este un mod interactiv de a mă exprima și de a mă automotiva. Aici putem să cercetăm în diferite domenii, astfel procesul educațional a devenit mult mai interactiv. Profesorii au început mai mult să comunice cu noi. Lecția este mai performantă, mai distractivă. Proiectul Clasa Viitorului a demarat în 2017 în 11 licee din țară, unde au fost amenajate spații pentru echipamente digitale moderne. Profesorii care au deja experiența necesară în ceea ce privește noile tehnologii i-au învățat pe ceilalți cum să le utilizeze, ghidați de experți europeni. All countries today face the same challenge. Students are not so much interested anymore in engineering and mathematics and so-called difficult disciplines. All education systems around the world, they try to do something about it. Clasa Viitorului își propune să dezvolte abilități digitale și competențe necesare secolului 21 și să sporească interesul elevilor pentru cariere în domeniile științei, ingineriei și tehnologiei. Acest proiect este un parteneriat public-privat între Guvernul Republicii Moldova, proiectul de competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKAID. Valoarea investițiilor depășește 12 milioane de lei. Am revenit în studio și discutăm despre felul în care sălile de clasă din Republica Moldova se transformă în clase ale viitorului. Cu invitații din această seară este vorba despre doamna Aurica Bodiu, director al Liceului Teoretic Ștefănești, Raionul Florești. Bună seara și bine ați venit la noi! Ați făcut o cale lungă! Bună seara, totul este bine! Doamna Olga Rusu, coordonator programe Centrul de Informații Universitare, bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și doamna Olga Balmuș, profesor de fizică în cadrul Liceului Teoretic Petre Ștefănucă, orașul Ialoveni. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Dragi telespectatori, vă invităm și pe dumneavoastră să participați la discuția noastră. Ne găsiți live pe Facebook, pagina TVR Moldova, acolo unde ne puteți scrie, iar noi vom încerca să vă oferim un răspuns la întrebările pe care le aveți. Așadar, stimate doamne, am urmărit un reportaj la acest subiect, am urmărit un reportaj despre reacțiile profesorilor și elevilor cu referire la felul în care se schimbă clasele lor de studiu și cu referire la o nouă etapă în ceea ce privește a învăța altfel, ceea ce presupune un sistem educațional centrat mai mult pe elev. Pentru început aș vrea să tragem o linie roșie totuși și să vorbim încă o dată despre ce presupune de fapt acest proiect pilot, Clasa Viitorului, și ce impact ar avea el, ce impact își propune să aibă asupra sistemului educațional din Republica Moldova. Doamna Rusu. Da, deci cum a fost menționat, proiectul în Moldova a fost pilotat în anul 2017 în 11 licee. Conceptul a fost inspirat din rețeaua European SchoolNet, care presupune astfel de spații în peste 30 de țări europene. Deci toți partenerii proiectului au crezut că este necesară implementarea unui asemenea proiect în Moldova, ținând cont că suntem în deplină dezvoltare în era digitală, trebuie să ne racordăm la cerințele viitorului care vin și respectiv proiectul vine în concordanță
siguranță absolută și cu strategia Educația 2020, care va moderniza sistemul educațional din Republica Moldova. Practic, acum este o nouă etapă a acestui proiect, pentru că alte 20 de instituții au fost selectate ca în cadrul cărora să se desfășoare acest proiect. Stimate doamne, în școlile pe care le reprezentați, practic, se începe desfășurarea acestui proiect. Aș vrea să ne povestiți, de fapt, despre primele impresii ale elevilor atunci când au venit la școală și au văzut un alt mod de abordare a lecțiilor. Doamna... Deci, în ultimii ani, una din prioritățile politicilor educaționale din toată lumea este introducerea sau integrarea mijloacelor digitale în procesul didactic, motivul esențial fiind deschiderea de noi orizonturi pentru procesul de predare-învățare, din considerentul că tehnologiile informaționale oferă acele posibilități de utilizare a metodelor de învățare programată, a demodelare sau simularea unor procese sau fenomene studiate în cadrul materiilor, de reprezentare a unor experimente cu ajutorul senzorilor de care noi nu dispunem actualmente. Anume, clasa viitorului vine să aducă aceste tehnologii în școală, transformând sau contribuind cumva la transformarea procesului de predare-învățare, acesta devenind în primul rând atractiv și interactiv, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Doamna Balmuș, cum s-au schimbat lecțiile de fizică? Lecțiile de fizică s-au schimbat atunci când am introdus roboții Lego Mindstorm în procesul propriu de predare. Pentru elevi a devenit mult mai ușor să înțeleagă anumite concepte care ulterior erau așa cu careva tehnici mai învechite, mai pentru mulți a crescut interesul pentru disciplina pe care o predau, vin cu mai mare drag la lecții și de fiecare dată aștept ceva cu ce să impresionez. Într-adevăr, este un model că această practică vine să studieze, să îndemne pe copii să studieze altfel. Pentru că unul dintre obiectivele acestui proiect este și incluziunea digitală a școlilor din mediul rural. Mă îndrept către dumneavoastră, doamna Bodiu, veniți dintr-o școală din raionul Florești. Din experiența instituției dumneavoastră de învățământ, cum au fost primite aceste noi tehnologii și această digitalizare? La Ștefănești, cu un colectiv inovativ de cadre didactice și cu copii motivați spre învățare, cu părinți care investesc în copiii lor, tindem să ne ținem de cei de la oraș. Pentru că, fiind o școală mai mică, rurală, deci noi și echipamentele care le primim în corespundere cu numărul de copii. Dar vreau să zic că încă când am elaborat planul strategic al instituției noastre cu mulți ani în urmă, am avut așa un moto, să zicem noi, că tehnologia este viitorul, iar viitorul înseamnă calitate, înseamnă viitor programat, pentru că noi astăzi activăm în instituții, dar pregătim viitorii specialiști în diferite domenii. Cadrele didactice deschise, știm că schimbarea este anevoioasă, dar ea este unicul lucru ce aduce progres. Și de aceea, cadrele deschise spre instruire fac ca copiii să fie mai motivați. Atunci când pășești în clasa viitorului, unde sunt echipamente digitale, unde este roboți, masă de roboți, unde este televizor smart sau sunt imprimanta 3D, camera sau camera de documentare care este pe rol și de microscop digital, acesta fac ca lecțiile să fie mai interactive, să aibă copiii permanent acces la informație și atunci când ei sunt informați și
procesul devine ca un proces de instruire autoorganizată. Profesorul este cel ce învață împreună copiii. Și sunt cazuri când elevii sunt poate unii mai avansați ca profesorii, dar aceasta este numai spre binele tuturor, că învățăm unii de la alții. De fapt, un pedagog întotdeauna a fost o autoritate pentru elevi și deși există preconcepția că aceste tehnologii digitale sunt mult mai apropiate de elev, în cadrul acestui proiect, practic, distrugem aceste bariere de mentalitate pentru că profesorul vine instruit în fața sălii de clasă și practic își exercită rolul pe care l-a exercitat timp de generații întregi. Cum are loc această instruire a pedagogilor și cine o realizează? Doamna Rusu. Da, deci, Centrul Național pentru Inovații Digitale în Educație a fost creat anume cu acest scop pentru a pregăti studenții pedagogi chiar de pe băncile universității, de a introduce în lumea captivantă a digitalului și de a învăța să lucreze cu copii din cele mai mici trepte, chiar din clasa primară. Astfel, în centru vor avea acces și au deja acces, de fapt, atât studenții cât și pedagogii din toată țara care vor să-și mărească calificările, să afle, să obțină cunoștințe noi, dar și managerii școlari, pentru că educația din Moldova merge pe pași mari spre inovații în digital și toate școlile trebuie să fie, de fapt, la curent cu implementarea inovației digitale în educație. Câți formatori există deja? Numărul formatorilor este în creștere. Oricum ne bucurăm că avem deja formatori și din numărul instituțiilor pilotate. Deci, din cele 11 licee avem profesori care au obținut, au cules informația din toate treptele de instruire și își împărtă și acum cunoștințele și cu ceilalți colegi, 20 de instituții care vin pe treptele lor. Odată ce acum 2 ani, în 2017, acest proiect a fost pilotat, putem vorbi despre un anumit impact după 2 ani de implementare, care a fost acesta și ce se observă? Da, vorbesc din partea organizatorilor proiectului, noi îl administrăm, deci proiectul a fost extins, de fapt, pentru că a fost o solicitare și din partea mediului școlar. Vă dați seama, fiecare instituție, indiferent de localizarea sa geografică, are nevoie de echipamente moderne, învățământul merge înainte, ne racordăm la standardele europene și internaționale, deci a fost foarte important să menținem proiectul și grație colaborării dintre toți partenerii de implementare a fost posibilă extinderea proiectului. Dar deja, deci colegii o să vorbească mai mult despre implicarea copiilor și a profesorilor, oricum avem în 11 instituții pilot 2 ani de multe scenarii, deci 10 de scenarii făcute, scenarii integrate cu utilizarea tehnologiilor în cele mai diverse obiecte. Doamna Bodiu, cum au fost dotate, de fapt, cu ce gen de echipamente au fost dotate sălile de clasă din instituția pe care o reprezentați? Clasa viitorului a fost dotată din cadrul proiectului cu echipamente digitale, cum ar fi, care ar cuprinde activități începând de la 6 ani până la clasele liceale. Deci aici avem diverse tipuri de roboți, cum ar fi Ozobot. Ozobotul care este chiar după design, este foarte frumușel și copiii cu plăcere îl folosesc în aplicațiile lor pentru lecții. Iată, spre exemplu, aici cum s-ar dezvolta și creativitatea elevilor, pentru că folosind ozobotul, ei și compun anumite povestioare sau acel ozobot îl putem folosi și pentru lecțiile de fizică, că ei mergând pe un anumit traseu, el descrie o anumită linie mișcare, care este traiectoria mișcării. Deci acest ozobot mic, robot mic, atrăgător, el face ca să danseze, să recunoască culorile. Copiii, ei singuri fac traseul și programează acest robot ca să îndeplinească anumite sarcini. Sau setul de roboți Makimake, deci este un set care îl folosim cu ceea ce avem noi de zi cu zi la școală. Spre exemplu, cu anumite circuite electrice, formăm circuitele electrice care putem să cântăm la legume sau fructe, la pian. Deci acesta este foarte atractiv pentru copii și activitatea devine mai interactivă și mai motivantă pentru ei. Pentru că să fii plictisitor timp de 45 de minute, deci asta nu dă un rezultat scurt.
scontat. Iar tehnologiile digitale fac ca activitatea la lecție să fie interactivă, motivantă și aplicativă, ceea ce face ca profesorul să, împreună cu echipamentele și elev, să facă un tot întreg și să-și atingă scopurile lecției. Practic, pe lângă acele rechizite școlare tradiționale, li s-au mai adăugat și un set de rechizite digitale, de ce nu, lucru care îi îndeamnă pe copii să fie mai creativi și mai stimulați în procesul de studiu. Cum se schimbă această percepție a elevilor, doamna Balmuș, după ce au venit la aceste ore de fizică, care ar deja altfel? Deja copiii au început să zică că uite, fizica nu mai este o disciplină inaccesibilă lor, că de fapt conceptele pot fi înțelese dacă se utilizează acele tehnologii digitale adecvate, corecte, dacă se aleg acele metode care vin cumva într-o corelare cu dispozitivele pe care noi le folosim și îi așteaptă de fiecare dată ca eu să-i uimesc cu ceva nou și undeva doamna o să mai prezinte un robot care ceva o să facă. În timp se observă și o anumită performanță a elevilor, participă mai activ la anumite concursuri, la anumite competiții internaționale din domeniul digital, de exemplu? Noi avem, deci, în programul de robotică RoboClub, participăm în cadrul a două concursuri naționale, Sumo Bot Challenge și First Lego League. Deja atunci când lor le sunt un pic mai clare anumite concepte, ei singuri propun inițiative de implicare în aceste două proiecte, vin cu idei și folosesc chiar legi fizice atunci când avem nevoie, mai ales când e vorba de concursul Sumo Bot, unde chiar trebuie să aplicăm o lege destul de importantă a fizicii. Doamna Bole, da. Vreau să zic și eu aici că și elevii din școala noastră, fiindcă proiectul Clasa Viitorului vine ca o continuare a proiectului de RoboClub, deci noi avem și roboți, diversi roboți în școală. Și vreau să zic că tot participăm la concursurile naționale de robotică First Lego League și First Lego League Junior și Sumo Bot. Și aș menționa aici că în echipa de la Ștefănești RoboKids din anul 2017 și 2018 s-a plasat pe locuri premiante la concurs național, la proiecte de cercetare și la valorile fundamentale profesionaliste. Ceea ce a făcut ca să participe în anul 2018 la concursul internațional First Lego League în Detroit, Statele Unite ale Americii, de rând cu 108 echipe din lume. Deci acesta este un rezultat și acesta vine în continuare la un alt rezultat care l-a înregistrat instituția noastră sau elevii din instituția noastră, ghidați de cadre didactice, că în anul 2014 patru fete de Ștefănești s-au plasat pe primul loc în lume la aplicații pe telefoane mobile cu proiectul Apă Pură, care din 849 de echipe din lume, a fost unica echipă din Europa care a ajuns în final în San Francisco. Pentru aceasta fetele au obținut $10,000 pentru inițierea și dezvoltarea afacerii. Deci noi, dacă ne gândim la competențele cheie care sunt în curicula școlară, deci avem dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriatului. Vedem de pe băncile școlii cât de bine se integrează aceste două și cu studierea limbii engleze și studierea limbii române, limba de stat. Deci toate sunt în strânsă legătură și atunci când depui suflet și ești deschis spre schimbare, atunci copiii înregistrează succese. Și succesele țin de un colectiv întreg. Nu poți să spui că doar separat se face acest lucru. Toți copiii beneficiază de proiectele care se implementează în instituție. E o transformare. E o transformare a școlii tradiționale, cea pe care o știm că educă valori, a unei școli care educă și competențe. Mai ales aceste performanțe frumoase vorbesc de la sine și aș vrea să vă întreb, doamna Rusu, până acum, până la existența acestui grandios proiect Clasa Viitorului, au existat altele care cumva vizau incluziunea digitală în localitățile rurale, dar și în instituțiile de învățământ din orașe?
Centrul de informații universitare există în Moldova timp de 20 de ani și pe tot acest timp lucrăm cu studenți, cu elevi, cu diverse programe de burse și mai recent proiecte educaționale, pentru că educația digitală începe să devină o prioritate nu doar pentru noi, dar și pentru întreg sistemul educațional din Moldova. Într-adevăr, pe parcursul ultimilor ani am desfășurat proiecte în toate regiunile țării. Vorbim despre incluziunea digitală rurală, despre burse de excelență pentru profesori în IT, deschiderea cafenelelor Wi-Fi, așa numite, nouă universități din toată țara și din întregi colegii. Deci e vorba de un șir de activități care contribuie la sporirea digitalizării educației, angajarea profesorilor în activități care le cresc competențele. Deci, în așa fel contribuit la digitalizarea educației și creșterea calității. Proiectul Clasa Viitorului, noutatea de fapt acestui proiect este faptul că se axează pe ambele dimensiuni, atât elevii cât și profesorii. Doamna Balmuș, atunci când ați pășit în acest proiect, ați întâmpinat dumneavoastră sau colegii dumneavoastră din cadrul proiectului anumite dificultăți de instruire sau anumite dificultăți atunci când propriu-zis încercați să învățați alături de elevii dumneavoastră? Ce presupune aceste concepte? Ideea este că instituția noastră este una din cele 20 de instituții care urmează să implementeze acest proiect. Noi încă nu am făcut cunoștință cu acele tehnologii de care va dispune la propriu Clasa Viitorului, dar suntem destul de fascinați, suntem curioși ca și elevii să implementăm noutatea secolului 21. Care au fost, apropo, acele criterii după care au fost selectate aceste 20 de școli? Deci criteriile erau un număr anumit de elevi pe care trebuia să-l dispună instituția, să avem o istorie, eu știu, în participarea altor tipuri de proiecte educaționale și să venim cu motivație serioasă atunci când ne propunem implementarea proiectului Clasa Viitorului. Dacă am vorbit despre impactul pe termen lung al unui asemenea proiect, am putea spune că digitalizarea procesului de studii ar putea cumva rezolva și criza cadrelor didactice din școli? Ar veni cumva ca un răspuns la o problemă existentă deja de mai mulți ani? Ținând cont de faptul că viața noastră se tehnologizează pe zi ce trece, provocarea cea mai mare ar fi pregătirea competențelor multilateral dezvoltate la elevi și respectiv proiectul Clasa Viitorului vine chiar la această chemare, pentru că prin procesul, integrarea procesului de studii STEM, ceea ce ține de abordarea științelor, a tehnologiilor, inginerie, arte și matematică, elevii sunt multilateral dezvoltați, deci participă în lecții practice împreună cu profesorii, descoperă acele echipamente, cum au spus și colegele mele, și în felul ăsta, chiar de mici, sunt mult mai versați în mai multe domenii și, cred eu, vor fi gata să facă față provocărilor, cerințelor pieței de muncă în și viitor. Și tunul schimbărilor. Doamna Rusu, pentru că ați menționat în debutul acestei emisiuni, de fapt că acest proiect Clasa Viitorului a fost lansat în baza modelului European Schoolnet, ar veni cumva, ar putea, de fapt, alinia acest proiect la standardele europene din educație? Prin proiect, da, într-adevăr, noi tindem împreună cu partenerii noștri, cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, să modernizăm învățământul din Republica Moldova, astfel treptat, pas cu pas, instituție cu instituție, implementăm acest proiect, aducem educația din Moldova la standardele necesare și, de ce nu, pe parcurs, chiar să creștem alinieze nivelul lor, exact. Ce presupune, de fapt, modelul educațional European Schoolnet, în baza căruia funcționează Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, aflăm din reportajul următor. European Schoolnet își propune modernizarea strategiilor și metodelor de predare și învățare în școală prin integrarea tehnologiilor informaționale. Modelul educațional este utilizat de către 34 de țări europene. Misiunea European Schoolnet este de a sprijini ministerele și școlile în dezvoltarea comunității digitale a secolului 21. Organizația identifică și testează tehnologiile inovatoare, valorifică impactul acestora și susține integrarea practicilor moderne de predare și învățare. La fel, sprijină colaborarea și cooperarea
cooperarea între școlile din Uniunea Europeană contribuie la dezvoltarea profesională a profesorilor, oferă servicii pedagogice și de informare. Totodată investighează noi modele de școlarizare și învățare, contribuie la dezvoltarea învățării prin tehnologie în școli, furnizează servicii, conținut și instrumente bazate pe tehnologii informaționale statelor partenere. Activitățile European SchoolNet includ trei domenii strategice: furnizarea de dovezi și date concrete în domeniul inovării, sprijinirea școlilor și a profesorilor în practicile lor de predare și dezvoltarea și susținerea unei rețele de școli implicate în abordări inovatoare de predare și învățare. Organizația își propune să aducă inovații în predare și învățare pentru principalele părți interesate: Ministerele Educației, școlile, profesorii, cercetătorii și partenerii din industrie. Sunt ambiții frumoase, cele pe care și le propune întregul sistem al educației, toți actorii, de fapt, implicați în acest proces de digitalizare a școlilor din Republica Moldova. Cum are loc pe îndelete acest proces de adaptare? Cât de complicat sau cât de ușor le vine profesorilor să se alinieze acestor noi standarde? Doamna Bodiu. Profesorii, ca să facă față cerințelor proiectului, a fost nevoie ca să participe la diferite stadii de formare. Spre exemplu, în centrul Techville, de multe ori a fost organizat cu experți internaționali instruiri în domeniul utilizării tehnologiilor digitale. Un grup de cadre didactice am fost la stagiere în vizite de studiu, să zicem, în Estonia. La fel, această instruire merge în cascadă. Ceea ce învățăm la Chișinău, în centrele de instruire pentru clasa viitorului, ne ducem cu aceste informații în școală și pregătim cadrele didactice. Cadrele didactice instruite. Deci cea mai bună instruire este implicarea lor în utilizarea acestor echipamente digitale. Și cadrul didactic este cel care este creativ în folosirea echipamentelor digitale, ca să le folosească la momentul oportun, să folosească softul atunci când este cel mai important și să pui în procesul acesta de studiu elevul. Elevul care este, deci învățământ centrat pe elev, dar profesorul să fie ca un dirijor al lecției, pentru ca instruirea să fie un proces auto-organizat. Pentru că atunci când organizăm lecții integrate, deci acestea sunt activități care presupun diferite discipline de studiu și în același spațiu, clasa viitorului, se întâlnesc cunoștințele din diferite discipline: fizică, chimie, biologie, muzică, arte plastice, informatică în primul rând. Deci acestea sunt discipline care vin pentru a face copilul să facă o corelare între toate disciplinele care studiază în școală. Că discipline nu se studiază separat, dar studiul trebuie să fie integru. Vreau să zic că se promovează în clasa viitorului și alte activități de educație pentru sănătate, care vine tot din diferite discipline. Sau am avut niște asistenți care au fost experți din Marea Britanie în cadrul unor activități în clasa viitorului, care au spus că ceea ce se face aici este ceva fantastic. Elevii au starea de bine. Și de unde vine starea aceasta de bine? Nu doar de la tehnologiile care sunt, dar și de la designul acestei încăperi, de la mobilierul care este. Totul este foarte bine aranjat, foarte bine dotat. Deci este un proiect foarte bine gândit, care vine în susținerea viitorului, în susținerea tinerii generației. Dar noi, cadrele didactice, suntem cei care pregătim. Nu putem să stăm astăzi, pentru că copiii vor activa în viitor. Într-adevăr, siguranța cu care predă pedagogul ora este cea care își spune cuvântul de fiecare dată. Și aș vrea să vă întreb, care sunt acele abilități sau aptitudini care l-ar transforma pe pedagogul învățăcel într-un formator ulterior al acestui proiect? Doamna Rusu.
Cea mai importantă caracteristică cred că ar fi dorința de a deprinde și de a învăța cunoștințe noi, pentru că există o mulțime de suporturi, activități de instruire care vin în întâmpinarea pedagogilor, îi ghidează, îi ajută să descopere acele informații de care nu știau și la fel și dorința de a coopera, pentru că conceptul clasei viitorului presupune cooperarea chiar cu elevii, împreună creează scenarii interactive și diverse și împreună descoperă acele fenomene sau acele activități la care este vorba, despre care este vorba la lecție. Încă un actor important în cadrul întregului sistem de învățământ, pe lângă elevi, profesori, mai sunt și părinții. Doamna Balmuș, ce așteptări au părinții de la un asemenea proiect precum este Clasa Viitorului și ce cunosc ei din spusele copiilor bună oare care frecventează orele despre aceste săli, aceste clase ale viitorului? Evident că părinții sunt cei care așteaptă cele mai noi schimbări, cele mai frumoase schimbări ca copiilor să vină cu plăcere în cadrul lecțiilor. Toți sunt în așteptarea implementării proiectului în instituție și unii părinți chiar au rugat ca să fie invitați în cadrul unor activități să-și facă o impresie mai largă despre ceea ce înseamnă o clasă a viitorului și cum de fapt decurge o lecție într-un mod altfel. Vreau da, să zic să și completați. Eu că părinții la noi, la Ștefănești, conștientizează că învățătura sau este un proces social. Deci învățarea pe parcursul întregii vieți. Noi și cu părinții organizăm seminare de instruire în cadrul clasei viitorului. Pentru noi instruim ca părinți, dar avem posibilitatea de accesarea unui film, deci ceea ce ne oferă internetul ca la momentul oportun să folosim pentru părinți. Și plăcerea de a fi și starea de bine care o au, deci îi face să fie mai deschiși către școală, să vină la școală, să susțină copiii în procesul de învățare. Și să fie și mai deschiși către inovație. Da, da. De ce nu? Cumva aceste stări se perpetuează și impactul lărgește și mai mult acel perimetru al școlii și ceea ce ține doar de conștiința și schimbul comportamentului elevului și se răsfrânge și frumos și asupra părintelui. De asemenea, aș vrea să vă întreb dacă există o anumită vârstă a copiilor, a elevilor, o vârstă asupra căruia trebuie să se utilizeze aceste noi tehnologii informaționale și o vârstă la care copilul este cel mai curios și cel mai dornic de a deprinde inclusiv aceste noi inovații. Probabil că nu este corect să spunem că ar trebui să fie o vârstă la care copiii să înceapă să utilizeze anumite tehnologii. Fiecare tip de tehnologie este specific unei anumite vârste și activitățile se corelează pentru vârsta respectivă. La orice vârstă copilul este destul de curios dacă are în fața lui o tehnologie adecvată. Da? Iată, spre exemplu, setul Lego Vedo, el este pentru clasele primare de la 6 ani în sus și copiii care participă la concurs First Lego League Junior, deci ei folosesc aceste seturi, dar sunt proiecte de cercetare, pentru că ca să facă un aquapark, copiii de la Ștefănești au fost și au văzut o moară veche cum funcționa, care nu mai funcționează acum. Ca să poată să inventeze, deci studiază, cercetează și inventează. Deci este un lucru frumos pentru elevi și asta îi dezvoltă. Doamna Rusu, de obicei în țările europene vedem acea perspectivă frumoasă a anumitor abilități și competențe pe care încercăm să le realizăm și în Republica Moldova în cadrul digitalizării în domeniul educației. Care sunt acele țări care ne oferă un exemplu? Ne conducem după exemplu țărilor europene pentru că sunt cumva mai aproape de noi și teritorial și conceptual și ca spirit. Am fost și în vizite de lucru înainte de a lansa chiar proiectul pilot pentru a face cunoștință cu acele practici bune și cum putem să le implementăm aici, dar cred că orice țară care are ca prioritate digitalizarea educației
pe lângă țările europene, sunt și instituțiile americane, dar și toți acei care pot servi drept exemplu. În minutele ce urmează vrem să aflăm care este experiența României în acest sens, cât de adaptat este sistemul de învățământ din România, digitalizării și inovațiilor tehnologice în procesul de studii. Discutăm cu expertul în educație, domnul Marian Staș. Domnul Staș, vă spunem bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să ne auzim. Și noi ne bucurăm. Domnul Staș, spuneți-ne cât de mult sunt promovate tehnologiile și digitalizarea în instituțiile de învățământ din România? În măsură din ce în ce mai mare și mai accelerată. Și aici aș releva două dimensiuni semnificative ale procesului ca atare. Una administrativă, și asta are în vedere informatizarea sistemelor de management al învățământului, și foarte important, cealaltă dimensiune, și anume de dezvoltarea infrastructurii informatice pentru predarea, interacțiunea modernă cu ariile de învățare. Mă refer și la matematică, și la limbi străine, și la geografie, la toate ariile curriculare importante, unde interacțiunea cu mediul informatic, cu mediul online, a crescut foarte, foarte mult în intensitate în ultimii 3-4 ani. Și aici am în vedere cel puțin două dimensiuni de conținut. Una a aplicațiilor informatice care permit un altfel de interacțiune în sala de clasă și, în al doilea rând, evident, dezvoltarea tehnologică, tehnologiei a dispozitivelor care permit acces instantaneu la informația online. Domnul Staș, care ar fi acei indicatori care ar vorbi despre performanța în timp și efectele în timp a acestor proiecte ce prevăd studierea disciplinilor, ariilor curriculare cu suportul tehnologiilor și roboților? Am să dau două exemple de indicatori, unul de infrastructură și unul relativ la ceea ce înseamnă performanța școlară. Cel de infrastructură are în vedere procentul de acoperire a sistemului public al educației cu infrastructură IT. Și asta înseamnă conectivitate, dotare cu calculatoare, acces la internet și așa mai departe. Avem avantajul de partea asta a prutului, așa cum arată statisticile, că suntem probabil printre primele 2-3 țări din Europa cu cel mai rapid acces la internet. Din celălalt punct de vedere, ca indicator, îl reprezintă alfabetizarea informatică a copiilor, care este din ce în ce mai pregnantă, pentru că, așa cum spuneam, sunt foarte mulți profesori care aplică și care utilizează în sala de clasă aplicații informatice de ce mai diversă, să zic așa, paletă. Pot să fie, de exemplu, programe care să simuleze, eu știu, un fenomen fizic sau o demonstrație matematică. Pot să fie secvențe video care să ilustreze un anume aspect, eu știu, istoric sau geografic sau biologic, etc. Și într-un cadru mai larg, vă invit cu drag, când ajungeți la București, să vedeți de pildă Muzeul de Științe Naturale Grigore Antipa, care este o combinație excepțională între valoarea exponatelor de acolo și prezența extrem de prietenoasă și foarte eficientă a infrastructurii informatice. Domnul Staș, ar exista anumite proiecte în România care sunt centrate anume pe instruirea pedagogului în ceea ce privește devenirea unei autorități în această lume digitală în educație? Este implicit acest proces și o spun în calitate, așa, cu emoție vă mărturisesc în momentul de față, dacă ați spus întrebarea asta. Întâmplarea face ca în urmă cu 30 de ani soția mea și cu mine să fi publicat primul volum, prima carte de instruire asistată de calculator, publicată aici, de partea asta a Prutului. Iar între timp, pregătirea informatică și accesul și dezvoltarea competențelor informatice ale profesorilor au devenit părți firești, naturale, ale oricărui proces de dezvoltare profesională. Eu însumi am susținut foarte multe programe de training și în ceea ce privește zona pedagogiei și în ceea ce privește zona leadership-ului cu sute de profesori și din București și din țară, în care am folosit intensiv și extensiv tehnica de
de calcul și am făcut recurs direct la ceea ce înseamnă utilizarea acestei infrastructuri. De asemenea, din punct de vedere managerial, pot să vă spun că o practică directă, curentă la ora actuală în extrem de multe școli din România este, de pildă, comunicarea pe WhatsApp, astfel încât există un grup al profesorilor, al cancelarilor, în care ei comunică, schimbă mesaje, își trimit orare, eu știu, și alte informații de natură profesională pe care le schimbă pe grupuri informatice specializate. Sunt convins că așa se întâmplă și la Chișinău și în alte părți de peste Prut. Domnul Staș, vă mulțumim frumos pentru această intervenție. O seară frumoasă vă dorim în continuare. Stimate doamne, după ce am auzit și această experiență a pedagogilor din România, aș vrea să vă întreb dacă proiectul Clasa Viitorului, dar și alte proiecte în ceea ce presupune incluziunea digitală, vin cumva să predispună copiii, tinerii în viitorul lor să facă o alegere și în domeniul unei cariere în IT, care se declară a fi un domeniu prosper, cel puțin pentru tinerii din Republica Moldova și nu doar. Asta este una dintre prioritățile proiectului, de a face carierele științifice, ingineriești mai atractive pentru tineri. Eu de la mine pot să zic că atunci când am mers în vizite în teritorii să vedem cum au loc activitățile în Clasa Viitorului, văzând entuziasmul elevilor și interesul cu care fac acele experimente sau creează acei roboței pentru a învăța un fenomen fizic sau un oricare alt fenomen. Deci, cred chiar că implementarea proiectului și integrarea tehnologiilor chiar vă duce la creșterea atractivității carierelor în aceste domenii. Doamna Bodiu, cât de așteptate sunt asemenea inițiative, asemenea proiecte, anume pentru copiii care au capacități deosebite precum cele pe care ni le-ați enumerat dumneavoastră anterior, acești câștigători ai diversor concursuri internaționale, pentru că tinerii din Republica Moldova ating performanțe în IT, practic la mai multe concursuri și competiții de pe tot meridianul, toate meridianele. Vreau să zic aici că completarea doamnei Rusu, că acei care au fost implicați în proiect, deci chiar care au avut succes la San Francisco, continuă studiile la IT, la universități din țară și sunt foarte buni acolo, dar vreau să zic că acei care rămân în școală și lucrează ca voluntari sau s-a angajați ca voluntari, prestează servicii de voluntariat pentru copiii mai mici. Acum, concursul First Lego League Junior, el este pregătit de cei care participă la First Lego League. Ei vin în ajutorul profesorului, chiar sunt ca al doilea antrenor pentru aceasta. Dar vreau să zic, concursul presupune nu doar competențele ce ține de informatică, dar aici este și design și poster și diferite condiții ale concursului pentru ca copiii să se dezvolte în diferite domenii: programare, design, investigație științifică și și-și dezvoltă și calitățile oratorice, pentru că ei prezintă, vin dintr-o anumită localitate, ei trebuie să facă față cerinților, pentru că de ei depinde numele instituției. Practic, ei sunt cei care vor deveni un ambasador al acestui proces inclusiv și sunt deja ambasadori. Digitalizare, așa este. Doamna Balmuș, să ne spuneți, cum de fapt vă propuneți să schimbați orele dumneavoastră de fizică după ce practic acest proiect va intra în drepturi de pline în sala dumneavoastră de clasă? Eu, la fel ca și copii, aștept implementarea acestui proiect pentru a face cunoștință, în primul rând, cu toate resursele care vor fi alocate pentru a schimba aspectul lecției de fizică totalmente. Eu deja îmi implementez roboții Lego Mindstorm în cadrul lecțiilor propriu-zise, dar proiectul Clasa Viitorului presupune și alt tip de roboți care mă vor ajuta în predarea unor altor concepte la moment în cadrul cărora folosesc instrumente de laborator destul de învechite. Ele sunt mai mult pe post de demonstrare,
Așteptările sunt enorme, atât pentru mine cât și pentru copii și sper, așa cum copiii zic că nu se mai tem de lecția de fizic, sper să vină cu deosebit plăcere și în continuare. Credeți că acești roboți vor reuși să schimbe performanța unor copii și ca aceștia să ia alte note în agenda? Cu siguranță, atunci când procesul de predare este însoțit de o tehnologie care completează cumva în mod practic ceea ce se explică teoretic, crește interesul elevului față de disciplina respectivă și el își poate planifica o carieră de viitor. El vede dacă va reuși sau nu într-un anumit domeniu. Vin cu diverse întrebări care de multe ori trebuie să stau să mă gândesc cum să-i răspund copilul ca să fie corect. Au fost situații în care am zis, uite, eu să mă documentez dacă robotul va putea face ceea ce își propune copilul. Doamna Rusu, cum de fapt acest proiect vine să se înscrie în strategia digitală 2020? Prioritățile strategiei sunt digitalizarea, modernizarea sistemului educațional și clasa viitorului cu toate inovațiile pe care le aduce, chiar se înscrie perfect. Deci este un parteneriat minunat, să spunem așa, și chiar noi în calitate de implementatori ai proiectului dorim și lucrăm pentru a implementa proiectul cu succes și de a contribui la modernizarea educației. Practic e o educație care vine să învețe copiii altfel. Stimate doamne, pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, vă rog să transmiteți câte un gând celor care vă ascultă. De ce ar trebui să aducă noile tehnologii în sălile lor de studii și să-și transforme sala de clasă într-o clasă a viitorului? Doamna Bodiu, de la dumneavoastră începe. Pentru cei care ascult acum, pentru cadre didactice, elevi și părinți, trebuie să ne dăm foarte bine seama că noi trăim astăzi. Copiii vor activa în viitor. Deci ceea ce facem noi astăzi este pregătirea adultului de mâine. Și atunci când el va veni pregătit, va trece în viața matură pregătit, atunci nu va avea frustrări, nu va avea frică, dar va întâmpina aceasta cu entuziasm. Și atunci el își va alege profesia unde se va duce cu plăcere la lucru. Aceasta facem la nivel de instituție și promovăm acest proiect la nivel de raion, în cadrul ședințelor cu directorii sau chiar am avut activități demonstrative pentru învățători în cadrul întrunilor metodice. Mulțumim. Mulțumesc. Doamna Rusu? Eu voi vorbi în calitate de fostă elevă cândva pe timpuri. Deci, mereu mă gândeam că nu am talent în obiecte exacte și m-am dus pe filiera umanistă, deci am făcut limbi străine. Acum însă, fiind martoră la toate schimbările frumoase care sunt și revoluționarea, de fapt, a sistemului educațional, cred că dacă aș fi trecut prin acest proiect și aș fi avut acces la acele echipamente, poate că cariera mea ar fi fost cu tot altfel și chiar înțelegeam și iubeam și eu și fizica și chimia și chiar îi îndemn pe toți să beneficieze de accesul pe care l-au la tehnologii. Mulțumim, doamna Balmuș. Cu siguranță, clasa viitorului oferă beneficii reale elevilor și profesorilor atât în sala de clasă cât și în afara ei. Îi îndemn pe toți să nu ezite în implementarea acestui proiect și nu numai, dacă vor fi și alt proiect cu alt generic în ceea ce privește digitalizarea informației. Posibilitățile sunt vaste și cu siguranță succesul va fi unul mare și foarte mare. Stimate doamne, mulțumim mult pentru prezența în această emisiune și pentru faptul că educați adultul de mâine, unul plin cu valori și competențe. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră. O seară frumoasă să aveți!